În centrul din comuna Zătreni-Vâlcea sunt internate 90 de persoane cu dizabilități și vârstnici. Toți beneficiarii centrului au fost testați vineri pentru COVID-19, însă rezultatele au ajuns în această dimineață. În total, 28 dintre beneficiari cu vârste cuprinse între 30 și 70 de ani au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. O echipă cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, infecția de boli infecțioase, a plecat în centru pentru efectuarea triajului clinic a pacienților. Și privind decizia de internare a pacienților, pacienții care necesită o atenție, o asistență medicală sporită, datorită și altor afecțiuni sau datorită vârstei, vor fi transportați în unitățile sanitare din județ. Ceilalți care sunt asimptomatici vor putea rămâne în centru, fiind îngrijiți de personalul medical din centru, sub coordonarea unui medic necesitat de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean Vâlcea. Potrivit DSP Vâlcea, centrul de la Zătreni va intra în carantină, iar persoanele asimptomatice ar putea rămâne în centru, deoarece în județul Vâlcea nu mai sunt suficiente paturi libere destinate bolnavilor cu coronavirus. În Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, la actual, din paturile alocate pacienților infectați cu SARS-CoV-2, mai este un loc în terapie intensivă și, din câte știu, 5 locuri în secția de boli infecțioase, pentru că avem foarte mulți pacienți din județul Argeș care au fost deționați către Vâlcea. De la începutul pandemiei și până în prezent, în Vâlcea s-au înregistrat 63 de îmbolnăviri cu virusul COVID-19.